Bună seara! Noi suntem în Todi și în această seară vom începe un nou format al emisiunii noastre. Vom vorbi despre câteva cărți fundamentale ale libertarianismului. Prima oară vom începe cu Manifestul Libertarian de Murray Rothbard și ne vom strânge de acum încolo într-o locație, în mod fizic, încercăm toți patru, dar acum suntem doar eu, Gabi Monteanu, împreună cu Costel Stavarache și Vali Berceanu. Și la început vom porni cu primul capitol din această carte. Am ales Manifestul Libertarian de Rothbard pentru că el este teoreticianul liberalismului, libertarianismului modern. Costel, poți să fie multe cuvinte despre Rothbard, înainte să intrăm în carte, în manifest? Da. Deci anarco-capitalist sau libertarian exista și înainte de Rothbard. Rothbard cred că e cel mai bun, cel mai sintetic, cel care, așa cum Marx, dă o mare, big vision pe stânga, la fel și Rothbard, pe liberalism, pe libertarianism. Înainte au mai existat spunere, sunt în secolul nostru, ce Molinari iar a teoretizat ideea unei societăți fără stat. Deci o societate în care și apărarea, deci funcția principală a statului, poate fi oferită via agenții de protecție private. Rothbard, totuși, e un teoretician mai, așa cum am spus, mai, nu știu, mai complet. De exemplu, el e și economist, e și filozof politic, e și istoric. Dar găsim chestia asta cu etica, cum puneam la cită pe etică, etica libertății și mai departe, și la ceilalți, la spună și la Molinari, sau el la spună, da. La spună, da. Da. Molinari mai degrabă un economist. De exemplu, el refuză termenul de anarhist, nu vrea să fie asociat cu nebunii de pe stânga, teroriștii ruși, cu ce se mai întâmplă atunci. Refuză termenul. Chiar și Rothbard are problemă cu termenul, că nu-l acceptă din prima, dar în final îl folosește foarte des. La fel și Hoppe, dacă te uitai acum, nu știu, 15 ani, vorbea de private law society. Și acum folosește des anarhocapitalism, de cum ar arăta. Dar au existat reținerile astea. Că na, termenul înseamnă fie fără stat, fie haos. Fie haos. Mă rog, libertarian în vedere faptul că îți generează ordine. Deci sistemul anarhocapitalist își generează ordine, e o cale de a asigura checks and balances mai bună decât ce ai în mainstream, de competiția între partide, separația puterilor, constituționalismul. Unii înțeleg prin anarhism without rulers, dar with rules. Fără stăpâni. Păi da, accepta asta. Libertarii, în societatea libertariană ai reguli, sunt pe principiul non-agresivului și toate. Asta e o axiomă și restul, toate decurg ca niște teoreme. Cred că ce vrei tu să spui e că unii văd anarhia ca fiind și fără reguli. Da. Nu e cazul aici. Deci se aduce o chestie asta de 1000 de ori la adresa libertarianilor. Trebuie să spui, nu avem reguli, nu avem un monopol care să ofere protecție, să ofere apărare. Nu avem poliție de stat, nu avem armată de stat, avem tribunale de stat. Sau altfel spus, regulile se fac de comun acord. Deci nu vine cineva de sus să le dea să zică, domne, astea sunt regulile de mine și dacă nu, probleme. Teoretic, asta acceptă și liberalii clasici. Asta înseamnă constituționalism. Se întâlnesc niște oameni și cad de acord. Ideea e că, practic, nu s-a întâmplat asta niciodată. Deci, în libertarienii zic, n-am semnat. Deci, pe linia lui spune, domnul, n-am semnat chestia aia. E adevărat, deci nu e un fapt că nu. Dacă luăm Constituția României, cât s-a votat? 70% sau s-a votat două zile. E, ăla care n-a votat, n-a semnat. Deci nu. Și argumentul spunerii e și mai tare, în sensul, chiar dacă ar fi semnat toți, ok, a semnat străbunicul, dar n-a semnat eu.
Da. Deci eu sunt altă entitate. Deci ea legată doar pe ea. Deci contractul îi leagă doar pe cei care participă la contract. Nu. Până la sfârșitul veacurilor, tu rămâi legat. Da, de altfel e Dallas că anticipez. E în, și în primul capitol, e vorba de o chestie de genul ăsta. Da, ce? Tu ce gândești? Spunea la un moment dat de... stai că nu mai știu exact cum îi spunea, vreau să numeresc termenul corect. Îi spunea... filiație. Ok, până găsesc eu, tu găsiți în primul capitol, deci Rothbard, în manifestul libertarian, începe cu Partidul Libertarian pe care el l-a fondat, da? Sau au fost alții și după aia l-au cooptat și pe el? Nu știu dacă chiar el. Cred că a fost de față acolo, a fost și la clar. El fix, m-am întâlnit PSD-ul Iliescu sau nu știu dacă a fost. Dacă a fost. Da, da, da. Știu că el era și rezervat într-un timp. Pe niște argumente care mie mi se par corecte. De exemplu, un argument e că o drenare de energie. Deci dacă tu ai trei oameni, n-ai milioane de oameni ca să faci un partid. Argumentul cred că e valabil și azi când lumea zice, uite, în România, de ce nu facem partid libertarian? Cred că e trei oameni, cine să... Deci chestia asta, cum era aia? Politica e... urmează cultura. Deci dacă tu nu ai o cultură libertariană, nu o să te voteze nimeni ca partid libertarian. Oricum, el a fost plăcut surprins de numărul de persoane care au votat Partidul Libertarian. Și menționează faptul că partidul acesta, mergând pe, pe un mesaj ideologic foarte puternic, spre deosebire de celelalte două partide mainstream din America, a strâns așa de multe voturi și își aduce aminte de începuturile democrației americane, de la Revoluție încolo, și cum acest partid libertarian este continuatorul libertarienilor de la începutul creierii Republicii Americane. Da, de fapt, el vrea să lege un pic, deci ca să intrăm în detaliu, cartea e scrisă în... Nu, mai târziu. Nu, cartea începe cu alegerile din 76. Păi e a doua ediție. E a doua ediție și în 78 corectează, punctează chestia. Aha, dar prima ediție e 73-78. Ok, yeah. Ok. Nu, dar mă refer aici la prima idee. Că el spune acolo că, uite, la partidul, la alegerile din 76, Partidul Libertarian a strâns nu știu câte sute de mii de voturi. Sau... 174.000. Ok, ceea ce, mă rog, la nivelul Americii nu era mare lucru, dar el spune că e de ajuns să fie numit și luat în considerare ca fiind al treilea cel mai mare partid din America. Ceea ce la vremea respectivă nu era foarte greu, pentru că erau doar două partide mai rămăseseră, dar uite că de atunci și până acum a rămas cel de-al treilea partid, inclusiv la ultimele alegeri prezidențiale. Candidatul libertarian e... Și mi se pare că, spre deosebire de cel de-al patrulea partid, Verzii, libertarienii mai au pe aici pe acolo și poziții în guvernul local. Da, pe care Verzii nu are, adică poziții câștigate. Nu guvernator, ci mai la nivel mai de jos. Mai de jos, De aici comitate. De genul ăsta. Este, da. Și atunci libertarienii se luptau cu The Ancien Regime, deci cu cei care erau să-și păstreze privilegiile. Atunci vorbim de 1770. Da. Ideile astea au început, menționează Rothbard în primul capitol, în Marea Britanie. După aceea au trecut ușor și au, aici aș vrea să punem accentul pe faptul că în America au reușit să limiteze puternic puterile statului, deci inclusiv brăslele de gustoriși, cum erau în Anglia, Statele Unite erau mult mai ușor și au reușit să distrugă. Cei care dețineau pământul în America iarăși erau puțin, nu erau, aveau tradiții. Iarăși pământul, nu? Dar și pământul este de cealaltă parte. Da. Pe când în Anglia lucrul ăsta nu se putea,
regele era departe peste ocean, acolo puterea reținută de câteva persoane. N-aveam vecini agresori. N-aveam vecini. Nu aveai pe Putin sau nu știu. Exact. Da. Și, Vale, dacă tu vezi, de exemplu acum, într-un context favorabil, cum a fost atunci în perioada aceea evoluției americane, dacă găsești neapărat geografic, dar... Așa, după bombă, e clar. Nu există înainte. Nu, știu poate că... Poate că Luna sau Marte, dacă colonizează Elon Musk. Cu siguranță, asta... Eu tind să fiu mai optimist, adică eu zic că pe toată planeta e favorabil. E mai favorabil. Este, deci, din cauza... Noi suntem pesimiști. Da. Suntem pesimiști că, uite, un grup mic de libertarieni care, na, până avorim noi statul, o să... mai mult mai departe. Pe de altă parte, sunt condiții favorabile. Gândește-te că un comunist nu putea să face chestia asta. Dacă noi făceam chestia asta, aveam gloți în cap. Adică ai libertate să promovezi ideile astea. Nu e puțin lucru. Sunt oameni care au promovat idei radicale din închisori, din... Riscau, uite, dacă nu uite la demonii lui Dostoevski, ce era deci existau crujocurile, cercurile de câte cinci. Adică erau urmăriți de poliția țaristă, deci n-aveai libertate de aia. Deci de-aia nu simpatizez cu asta pesimistă, domne, că nu o să faci niciodată nimic. Păi ai YouTube, ai... Deci ai condiții mult mai favorabile. A căzut comunismul în o groază de țări. Bine, cineva îți vine Murgescu de aici. Păi da, am o fascism sanitar. Ok, și cu fascismul sanitar, așa e. Dar totuși e, na, a zice că stăm mai se poate. Da, stai. Crezi că prin, să zicem, doar purtând, să zicem, un fel de război cultural, putem răzbate. Ideea se pot răzbate și să atingă un pământ fertil undeva. Cum zicea Hope, e singura cale, n-ai altă cale. Războiul cultural oricum îl duci oriunde. Întrebarea e de unde îl duci mai bine. De exemplu, războiul cultural poți să-l duci din mediul academic. E clar că ești strâns cu ușa acolo. Te duci tu, Rătatiana, nu vei fi bine sau oriunde. Lase, nu e un exemplu bun. Sau în politică, la fel. Da. Se leagă de scrisorile lui Cato din Marea Britanie și după aceea a fost atunci și răspândite foarte mult în coloniile americane, coloniile engleze și din America. Și deci ideile permeaseră în populație în ambele state, însă acolo au reușit. Cred că în Marea Britanie nu au reușit. Da, și aici deci, bine, eu aici aș avea două puncte de adus în discuție. Dar, în primul rând, aici se bazează pe ideea asta, faptului că toate instrumentele de represiune și așa mai departe nu erau, nu-și săpaseră tranșee în America, așa cum se pasă vreme de secole în Europa. Regele, cum ai spus și tu, era departe, armata era și ea, nu știa, adică mi se pare că și ea numără el la un moment dat că ceea ce au trebuit, toți cei ce au trebuit să fie dați la o parte au fost guvernatorul, câteva trupe mai militare și vreo 2-3 care făceau afaceri cu statul, de exemplu. Da. Vreau să văd acum, în perioada asta, unde am găsit o zonă geografică unde ideile astea ar avea un succes mai mare față de... Top index ăștia ai libertății, top de libertății. De exemplu, îl vezi Hong Kong, sunt de 20 de ani, tot 2000 de ori. Îl vezi. Da, mai indecentralizat. Ok. Pe de altă parte, uite, ce referendum au avut ei? Ceva cu masca sau un șeș? Au avut un referendum, dar nu mai știu dacă era cu masca sau cu certificat. Dar ideea e că nu au fost așa de tare. Și le-au, da, le-a ieșit. Nu știu să zic dacă e vreun loc geografic. Aș fi inclinat să spun că locul cel mai propice ar fi un stat în care lumea să nu aibă încredere în aparatul de stat, efectiv. Și ceea ce toate statele, sau mă rog, majoritatea statelor comuniste, deși foste comuniste, deși nu știu dacă mai e cazul, după atâta timp, acolo lipsa de încredere în stat era destul de mare. America de Sud, lipsa de încredere în stat e iarăși destul de mare. Și ca idee geografică propice, ar putea fi o zonă izolată, de genul Australia sau Noua Zeelandă sau o republică din asta, mă rog, republică, o republică insulară din asta, de pe Pacific, ceva de genul ăsta, unde să poți să
o să stai cu ale tale, știi, departe de influențe, departe de... Uite, se aduce obiecția asta, pentru că am o discuție pe apărare, știi că, domnule, aveți probe empirice? Păi da, du-te la Irlanda, du-te la Islanda medievală. Și replica e, păi da, dar erau izolate, erau... Deci nu, nu sunt exemple... Nu sunt exemple bune. Dar uite... Da, scuze, al doilea lucru pe care vreau să-l spun. Zitul. Brazilia e mișcarea etnicătăreană foarte puternică. Brazilia. Deci au user și asta de... Te gândește-te că Bolsonaro a apărut cu Bastiat și cu mai nu știu ce. Sau cu Bastiat. Mai zic un președinte în lumea asta care a apărut cu Bastiat. Da, înțeleg ce spui, dar imaginea pe care aveam eu, poate o am greșită, dar pe care aveam despre Bolsonaro era că e mai mult spre conservatorism, nu neapărat. Păi da, adică omul e fost militar, Da, ideea e că e mai liberal decât restul. Da, bine, că acolo e un socialism atroce. Podcastul în Brazil, în portugheză. Deci eu iau foarte alte cu mizeri la demonstrații. Ok, am avut și noi atunci cu corupția, a fost Mircea sau nici cine. Dar nu halola. Deci acolo sunt foarte alte cu mizeri. Deci când noi vom avea chestia asta, că așa, nu știu, degeaba e un, să mă iau de cineva, de un prieten comun, degeaba e un videoclip care are 1 milion de vizualizări pe YouTube, de tu spui acolo că dracu e rău și că e un corup și că e o nenorocit. Nu e mare chestie. Ei, când vei avea chestia asta cu trebuie abolit statul sau cu taxarea expus sau cu mesajul ăsta dur, atunci să știi că... Da, sfârșit prea aproape. Deci, 1 milion de vizualizări pe acest videoclip și ajungem undeva. Da, sigur, și acum lumea o să se uite jos, îți vadă un număr foarte, foarte mic. Asta e, atâta s-a putut. Al doilea lucru pe care vreau să spun de asta cu că Rothbard încearcă să traseze oarecum o legătură atât prin filozofie cât și la nivelul revoluțiilor. Aș spune că a început cu revoluția din Marea Britanie, da? Spun că se referă la Cromwell. După care a vorbit despre revoluția franceză și despre revoluția americană. Și zic, da, revoluția americană, el o prezintă ca fiind foarte de succes. Despre revoluția franceză nu mai scoate un cuvânt. Ceea ce pe mine mă miră un pic, pentru că, teoretic, dacă la revoluția britanică el spune că nu a făcut decât să scoată un pic capacul, în sensul că imediat, după o perioadă scurtă la nivel istoric, s-a reinstituit și monarhia și... tot sistemul, bine, dar adevărat că s-a mutat compasul politic un pic către libertate și Marea Britanie cu ocazia asta. La Revoluția franceză, da, s-a schimbat destinul politic al Franței, teoretic. Eu din câte știu că permanent ar fi dispus să conceadă că ai avut schimbări și... Și în Franța, dar nu neapărat în bine. Nu, chiar și liberală, în sensul că biserica a fost separată de stat. Deci nu e pe poziția conservatoare că tot rău vine de la Revoluția franceză. Nu, ai avut în care ai dislocat chestii tradiționale rele. Sper că francezii au trecut... Nu biserica, ci monopolul bisericii. Da. Pentru că francezii trecuseră prin războaiele astea religioase. Da. Un secol înainte, deci da. Ei... Că n-ai avut biserică oficială. Niște secte care se bate și că... Aia era, e ca bătălia politică de aia, cine controlează statul. Așa era și atunci. Mm-hmm. Nu să fim plurali și toleranți, cine controlează statul. Protestanții au și... Și mesajul liberal în vremea aceea era, pe lângă separarea bisericii de stat, era separarea economiei de stat, separarea armatei da, de stat. Da, băi, spune că toate, absolut toate. Trebuiau separate. Deci, percepția mea asta e... Nu știu exact cum de vedere. Dar cam asta e, că chiar și aia francezi, știi? Simpatizează cu unele lucruri, nu primești cu nu știu ce, știi? Dar crede că, că s-au făcut unele lucruri, da. Au provocat ansie în regim ăla, știi? Mm. Mm. Au avut o grămadă de... I-au preluat statul, de fapt, imediat. Fără nicio, să zicem, o constituție din asta ca în americani, în care statul nu are voie să facă asta, nu are voie să facă asta, nu are voie să facă asta. Așa. Ei n-aveau. Da. Și de asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, uite, și asta e o idee, e un fel de... Ei tipăreau bani acolo în Franța, în Republica până la Napoleon. Și au avut inflație din aia, ca în Weimar Republic. Da? Pe când... Da, da.
Așa. Pe când în America erai, da, nu era nicio bancă centrală. E venit să te ia la începutul 1800 după, deci, la 10 ani, 12 ani. Ia, nu sunt de repede, că noi trăim prin... Și în America sau forțele au s-au retirat rapid. Păi chiar și în articol, în capitolul pe care îl discutăm, cât de rapid? Mandatul de lui Jefferson. Deci n-a fost o chestie, că noi avem și chiar și eu am un timp impresia asta. Robert zice, de fapt, există două exagerări, două viziuni exagerate. E una libertariană, că toți au fost niște boi și singurile care contează sunt Spooner și Tucker, deci în afară de ăștia au fost varză. Și aia conservatoare, că a fost 1000 de ani în pace, stat minimal, abia de la New Deal au început lucrurile să iară asta. Ori dacă te uiți în capitolul ăsta, mandatul de lui Jefferson de reapar. Virusii. Da, da. Păi, partidul... Protecționiștii, nu știu ce, deci... Da. Păi, Partidul Democrat, ca reacție la ăștia au apărut. Deci Banca Centrală a făcut seara. Da, în timpul... După aia au abolit-o. În Partidul Democrat, pe aia că n-a dat serea. Imaginea asta, bă, da, ce da, persoană a făcut un stat liberal, așa l-a adunat 1000 de ani. Nu, nu, impresia mea e că... Nu fost chestia de săptămâni. Da. Sau poate nici săptămâni. Gândește-te, Jefferson era pre-educație de stat, despre ce vorbim. Deci mare Jefferson. Deci strică definiții neoliberal clasic, știi, dacă e să aplicăm definiții stricte. Dar ideea, hai să ne uităm istoric. Ce? Ce? Era la stat minimal? Istoric. Deci statul oferea doar protecție? Istoric, da, primul președinte e Washington, după aia Adam Smith și mai departe Jefferson. Nu Adam Smith, Adam Smith. Nu, stai. A? Nu știu cine a fost președințile, niște peste adevăr. Da, Adam Smith era ceva. Nu, spus John Adams. Așa. Adam Smith. Nu, dar asta vreau să-i zic, dacă ne uităm și pe cum ce puțin libertate, o cărție a lor, de mii de pagini. Deci dacă te uiți fix perioada Revoluției și asta, crezi că găsești minarhism. Deci bine, pe bun. Da, da. În perioada Revoluției el așa spune că au... Admit și asta, admit și asta, dar el spune că au apărut grupurile alea de interese. Mandatul 2 al lui Jefferson, deci n-a durat. Nu, n-a durat. Iar putem să spunem la starea istoriei, poate că n-a durat, a durat un pic mai mult decât aia. Fii atent că unii sunt mai obrați nici ani. De lung, am apărut capitaliști. Deci când zic ăștia, domne, dăm exemple de astea private care au... de anarcho-capitalism. Și unii zic, pe uite, Islanda medievală a durat, nu știu, de 100 de ani. Cât a durat America? Mai mult decât a durat noi, știi? Deci dacă tot ne batem în stabilitate, știi? Da, și deci, după ce menționează Rothbard în primul capitol de Partid Democrat, că am reușit să reinstaureze, să zicem, un minarhism din ăsta, conform idealurilor revoluției, după aceea, în timp însă, povestește cum, până la apariția Partidului Libertarian în anii 70, și conservatorii, că republicani și democrații au zbârcit, ca să zic așa. Și avem problema sclaviei, ea a terminat intern pe democrați, dar ori au pierdut alegerile în favoarea republicanilor, au avut războiul civil, după aceea conservatorii făcuseră un compromis și nu mai se luptau, zicem, pentru vechile privilegii din epoca feudală, ci trebuseră la, zicem, la epoca industrială și cooptaseră mari industriași, birocrații, noi intelectuali, astfel încât astfel încât statul să mențină un fel de consimțământ din partea populației. Și deci întrebarea ar fi, deci, în contextul în care a apărut Partidul Libertarian, este chiar să reia, zicem, ideile Revoluției Americane cu un minarhism sau să treacă la, zicem, libertarismul rotbardian cu eliminarea statului complet. De ce părere aveți? Dacă te uiți la titlul cărții, e fără New Liberty, pentru o nouă libertate. Da. Deci, așa vedic ar fi, hai să începem. Și încercau prin mijloacele astea etatiste, adică să câștige alegerile și să dizolve sau... Da, dar le poți gândi ca, nu știu, agresive, le poți gândi și votul poate fi defensiv, nu?
Da, votezi da. Că astea pierde PSD, nu ca să crești puterea asta. Cred că asta are vedere și eu. Dar răspunsul ăsta, cred că e rău, dar vrea eliminarea completă a statului. Și poziția lui e că nu, statul minimal e instabil. A fost o chestie frumoasă, dar n-a... Deci orice stat minimal, până la urmă, nu mai e nimic. Eu nu sunt de acord cu argumentul ăsta. Adică poziția mea e că discută și în capitolul ăsta de puterea ideilor, care frânează, contează foarte mult. Deci ce zic intelectualii? Deci ai intelectuali și ai oameni simpli. Omul simplu nu o să gândească în filozofii. Deci nu a gândit muncitorul comunismul, nu, l-a gândit Marx, l-a gândit alții. La fel ce, a, și Rodoar zice, nu doar că produc idei, ci diseminează. Deci unul simplu nu dă share, să nu mai avem așteptări prea mari. Ok, ce cred că e greșit aici? Mie mi se pare că, deci dacă mergi pe chestia asta, puterea ideilor, nu s-a minimal poate fi s-a minimal. Deci dacă lumea e pe bună literatura clasică, 70% din populație nu se duce, rămâne minimal. Adică îl încolțesc, nu las. Nu a fost așa și în cazul, zicem, Americii din 1780, să zicem? Păi da, dar fie s-au schimbat ideile, fie nu erau atât de clare, ok, oamenii erau, dar după o generație, două... Știi, nu neapărat, cred că... Scrisorile Cartu, știi cât au? Deci mă uitai pe Ligen, vreo 900.000 de pagini, știi? Că iată o letteră s-a plăcut, deci dacă vrei să citești. Cred că mai degrabă a fost altceva la mijloc acolo. Au încercat să îngrădească statul prin legi, restricții, Constituție, instrumente, nu neapărat prin cultură și într-un fel poți să înțelegi, pentru că nu e extraordinar. Asta e critica, da, nu? Nu, în sensul că a fost o cultură. De asta ar fi feluit. Da, a fost o cultură atunci, născută din necesitatea de a da jos. Da. Dar ce vreau să spun este că ei au crezut că odată dat jos, da? Dacă îi pun toate opreliștele astea și scriu aici, nu mai scapă. Iau animalul, bagă într-o cușcă bine făcută din legi și așa mai departe și nu mai scapă. Dar și prin contrabalans este că, uite, se pare că nu e nevoie doar de atât, ai nevoie și de o cultură. Și nu e foarte intuitiv, mai ales la vremea respectivă, pentru că, cum să spun, și asta e poate și una dintre criticile care îi se aduce libertarianismului în general, că este o filozofie foarte axată pe individualism, da? Dar ca să fie funcțională, ai nevoie și de o identitate oarecum colectivă, o cultură de a apăra libertatea, în sensul ăsta, care să fie împărtășită de mai mulți oameni. Da, libertarianismul te vorbea asta. Da, dar asta trebuie să o transmiți, să o uzi mereu, să o dai... Spune, și bine, și americanii puteau să spună că, domne, că libertatea, că copacul nu e citatul ăla, copacul libertății trebuie mereu dat din când în când cu sângele tiranilor. Da, dacă ai mentalitatea asta, nu prea trebuie dat așa de des. Da. Dacă lumea e așa de... Dacă oamenii chiar sunt 70-80% din populație sunt libertarieni, aici trebuie. Nu, aici se face. Nu cooperează. Ne spune aici, nu merge la serviciu, nu... Dar să fie pe bune, deci nu... Ca la Revoluție, nu? Ce-a fost? Uite, era o chestie când argumentul ăsta culturii, argumentul ăsta cultural, al suportului cultural, apare și în discuțiile astea pe apărare, când zic ăștia, păi da, cu aia n-a stau agenție de aia de protecție. Începe să omoare lumea, să nu știu ce. Și răspunsul nostru e, păi da, cultura e o frână, știi? De exemplu, David Friedman zice, dom'le, uite, hai să mă luăm Statele Unite. Deci ăștia au arme, dictatul, să zicem, din Statele Unite. Deci dacă ei vor să confiște tot timp, au arme pentru asta, de ce nu fac? Deci ca să vezi cât de important e argumentul cultural. Pentru asta, argumentul cultural, știi? Nici măcar aia din deep state, voi avea niște nebuni acolo, știi? Dar majoritatea cred în democrație, nu știu ce, în stat limitat, chiar și aia care stă lângă butoanele nucleare, cred în chestia asta. Ca fel, na, de ce nu fac? Ca Obama, cât face? Sunt câțiva oameni acolo. Au arme, au tot, deci nu se mai pune pe una că e vastu cu aia, cu bloc, nu știu de care. De ce nu fac? E frâna asta culturală.
Și asta e clar cum va funcționa și la capitalism. Și asta era argumentul anti-Rothbard, că poate fi stabil. Deci dacă oamenii chiar sunt liberali clasici pe bune, nu sunt. Crezi că poți să ai o cultură dominantă într-o societate liberal clasică în momentul în care educația e făcută de stat? Nu, și asta e unul dintre lucrurile care știe nema aia. Da, e un argument probabilistic. Uite, poți să schimbi mafia din interior? Teoretic e posibil. Uite, intră Stein, care e foarte carismatic, hai să zicem că șeful mafiei, Godfather, care e puțin mai uman, mai înțelegător, îl convinge. Oprește coza noastră, să zicem. Dar stai seama că probabilitatea e... Tendința generală e că nu poți schimba din interior sau schimb chestii divină. Ideea e că și aici, la un moment dat, în istoricul capitulării liberalilor clasici în fața utilitarianismului, printre altele, și menționează și chestia asta, că unul dintre lucrurile pe care ei au fost foarte fericiți să cedeze statului a fost și inclusiv educația. Da. Plus că, ca să facem apel un pic și la cultura memelor, e mema aia cu nimeni nu o să-ți dea educația necesară ca să-l dai jos. Da, asta e și problema și cu mafia. Încerc să-l convingi pe cine o să te ajute, ăla pe care trebuie să-l reformezi, deci nu o să te ajute niciodată ăla, știi? Ok, poți găsi 2-3 mai romani care să înțeleagă, da, domnule, m-a convins libertarianismul, hai să te ajut, știi, pe da. Dar tendința generală nu, va fi să nu. Asta nu înțelegea ăsta, Milton Friedman. Tu ai nevoie de ai nevoie de sprijinul ăla pe care trebuie să-i reformezi, de fapt. Mai să-i dai afară, să-l iei banii, să-l iei tot. Dacă ne uităm la comunism, și nimeni nu mai credea în comunism în 89 în România, și de alte state, și pe de aia e unul din motivele pentru care a picat, educația acum de stat, crezi că mai este așa de, e un mijloc de educație puternic al oamenilor, sau oamenii acum, zicem, 5-10% își au educația din sistemul de stat și restul de pe internet, din surse proprii, din ce mi-au avut în prejur? Adică cât de mult, să zicem, propaganda pe internet sau pe mass media? Cred că depinde de la om. Dar, în general, asta de stat e totuși puternic. Tu crezi că eu de la SAP n-am învățat într-o universitate germană, unde am învățat mai eclectisme și... Deci el e bun pe chestiile lui, dar acolo am învățat mai socialism. N-am învățat de Mises, n-am auzit de Rothbard, nici nu știi cine sunt. Crezi că Zuckerberg nu înțelege Rothbard, dacă îi citesc capitolul ăsta și... Se luminează, dar n-am citit. Mă gândeam și la, să zicem, nu neapărat la un CEO de la nu știu ce corporație. Am unul care a terminat 12 clase într-un liceu din oraș mic din România. De asta spun. Cred că depinde foarte mult de la om la om. Deci, ok, ai pătura care trecută prin universitate, care clar, în marea majoritate, vorbește cu un handicap, da? Vorba lui Dennis Prager, că universitatea e un loc în care te duci ca să dai bani să fii prost educat. Ok, și o să zică lumea, păi stai că la noi universitatea e gratis. Da, bine, mă rog. Nimica nu e gratis pe lumea asta. Bun, deci aia sunt așa. Oamenii care nu au ajuns la universitate și care spunem că au doar 12 clase, depinde foarte mult de mediul în care activează, de ce fac. În viață, dacă ajung să aibă o activitate cât de cât antreprenorială, au toate șansele să descopere nevoia, să descopere adevărata natura statului, să spunem. Dacă însă sunt doar într-o viață în care, cum să spun, aleargă marea majoritate a timpului după subzistență, au puține șanse să ajungă acolo. Simplu fapt că te lovesc, e cum ești, ai o consignație și vine acum controle peste tine, te reduce, nu e suficient. Deci noi, dacă luăm unul de ăsta, pot spune că sunt mai sensibil decât niște bugetari, să zicem, sunt mai ostili față de stat, n-ai, frate, e calcărul, nu călca pe mine, nu? Dar nu ajunge. Dacă nu ajung ideile la ei,
să le traduci pe limba simplă. Nu, degeaba. Degeaba lucrează în privat. Ăștia din corporații? Am punctat special de antreprenori, da? Ăștia din corporații, în marea majoritate a timpului, sunt trecuți în primul rând prin facultate și în al doilea rând sunt extraordinar de îndoctrinați și în cadrul corporațiilor, nu? Că acum noi feudali, nu se zice și locuar la un moment dat, sunt corporatiștii progresiști. Nu, dar nu trebuie nici privatii să-i, uite, și ne legăm de ideile din capitol. Să crezi, domnule, dacă ăla e privat, gata, el va fi sensibil la un privat pe vremea sclaviei, domnule, eu nu. Nu, dacă fi pragmatic, sunt un pic capitul. Să abonesc eu statul, astfel la abonește Dodi, deci nu prea o să... E că treabă, înțelegi? Foarte pragmatic, foarte... Tu încerci să explici, că frate, dacă well, lucrurile era asta, te trezești într-o groapă, știi, deci... Ok, nu la anul, la, nu știu, vine Schwab, vin nu știu ce, știi, o pot doar lucrurile era. Deci dacă ne gândim la cum era în 2020, da, e cam filmele alea acolo, știi, se omoară, se facă, nu cantează, că iau dreptul la nu, 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 să-i... Închidă-se! Deci nu mai există la horror, vezi, atitudini de genul ăsta în care omul își pierde complet din frică. Da, da. Hai să ne întoarcem un pic la materialul ăsta. Ziceam că am atins, la ce mă referam când spuneam că am atins. Ok, capitolul ăsta e un fel de cantemira va creșterea și descreșterea Imperiului Otoman. Cam asta, așa e și capitolul ăsta, creșterea și descreșterea liberalismului clasic. Și Rodar vede două cauze, nu? Ale descreșterii. Un ar fi gradualismul, un ar fi utilitarismul și un ar fi asta, evoluționism. Nu? Da. Legătura după mine era legată de gradualism. Da. Antreprenor, chiar dacă era antreprenor, era într-un fel un gradualist, în sensul că el gândește, e pragmatic, că te-a pensat, eu fac cu fuleți, vreau să nu mă gros concert cu bine aia controle, să nu știu. E gradualist. Bine, și ar mai fi un punct pe care poate l-atribuie căderii susținerii libertății, faptul că la un moment dat partidul, curentul libertarian, da? Și-a pierdut, sau liberal clasic, și-a pierdut eticheta de radical, pentru că a apărut cineva mai radical decât el, care tot la fel se plasa că se luptă cu sistemul. Nu, e vorba de socialism. Înțeleg asta. Dar ideea e că și eu renunțat. Deci, când spune cele două cauze de degenerare, vin din interior și sunt... renunțarea la dreptul natural și centrarea pe utilitarism, da. Calculul utilității, deci validarea drepturilor prin consecințe. Dom'le, ader la dreptul la libertate dacă are consecințe bune, nu ader. Asta înseamnă utilitarism. Interesant că sunt și mulți libertarieni care astăzi încă judecă lucrurile din perspectiva asta. București însă. Și! Deci, nu vede că e Peter Kinnone ăla. Pe care urmăresc eu, a renunțat la noul capitalism și merge pe o chestie să ia puterea local, county level, pur și simplu. Da, ce a renunțat sau doar e o strategie? Nu o strategie. Crede că așa... Și certați cred că asta, semne sau certați că și în termenul institut, drumul prin care ajunge e decentralizare. Deci nu trebuie să renunți la scop. Da, eu nu mai vorbește de rude, unde după aceea o să dau drumul la, nu o să mai fiu șeful county-ului sau ceva de genul, o să fie tot timpul așa pentru a... Păi o să fie tot timpul așa cu siguranță, atâta vreme cât la nivel supra-county există țara, nu? Poate că odată... Da, el acolo cât de cât apără comunitatea, în America și că merge. Nu e neapărat ceva rău. Nu e neapărat ceva rău, dar uite, Robert o vede ca ceva rău, nu? Că renunță la un ideal și rămâne la chestii mai locale, mai minore, mai mici, nu știu. Uite, noi cum mai discutăm când mai discutăm libertarienii strategic, mai discutăm la FAPNA și vine unul cu o idee, păi dacă încercăm gradual și, nu știu, intri în politică sau... deci realizează că e greu să disemineți ideea asta radicală, abolirea statului, abolirea taxării,
Hai să fentăm, să mergem pe linia asta, Milton Friedman, știi? Dacă, și el are impresia că e un fel de revelație chestia aia. Deci nimeni nu s-a gândit. Dacă știm textul lui Rothbard, Rothbard zice, diagnoza lui Rothbard e că o cauza eșecului e că s-a făcut peste 200 de ani. Ultimii 200 de ani. Da. Deci dacă toți erau ca spună, sau erau ca Rothbard, noi nu eram aici. Deci noi acum aveam 5 milioane, nu mai știam cum să... cum să le facem agenda, cum să... Da, eu ziceam, mie mi se pare interesant că pentru cineva care are, să zicem, ea naiv cartea la o primă citire, mi se pare interesant capitolul ăsta poate să te, poate să te blocheze un pic așa, adică cum Partidul Democrat din America era, este laissez-faire și e cu spiritul libertății și știm că de fapt Partidul Democrat din America e un pic un miligram distanță de socialism și pe față. Și, că libertarianismul este de fapt de stânga, când astăzi peste tot ai ideea că libertatea e un concept de dreapta. Că libertarianismul se luptă cu socialismul, când de fapt astăzi se luptă cu, nu, scuză-mă, că se luptă cu conservatorismul, când de fapt astăzi conservatorii sunt aproape mai degrabă niște aliați decât altceva. Și pare foarte, e, cum să spun, e un șoc foarte mare de luat față de percepțiile actuale. Dar ce nu trebuie scăpat din vedere este că vorbim aici de niște perspective istorice. Adică chiar era Partidul Democrat. Ok, avea o problemă cu sclavia. Se pare că nu toți, da? Dar destui astfel încât să scindeze partidul în sine. Și mai departe, în continuare, după aia, când s-au întâmplat toate mișcările moraliste și așa mai departe, tot la fel, Partidul Democrat era pentru drepturi individuale și să fie lăsat fiecare în pace și să fie lăsat să bea, să facă ce vrea, să nu, pe când ceilalți erau... Să fie statul să impună standarde morale. Da. Da, e cât de cât. Și culmea că, uite, și primul hint la o schimbare îl menționează Rothbard cu Wilson, cu Woodrow Wilson. Ăla e momentul în care Rothbard spune că acolo s-a terminat orice fel de apropiere de libertate democrație? a partidului democrat. De când a început să răspundească democrația, eram de ori s-a terminat cu... Da. Pentru că unii dintre... și o altă chestie interesantă mi s-a părut. Și chiar și el spune că pe la 1900 era ceva ce se numea Liga Antiimperialistă în America. Și nu era făcută din socialiști de nicio culoare. Adică vorba aia, la vremea respectivă, socialiștii nici nu șudaseră șosetele la prima guvernare din lume, sau la prima revoluție. Și asta spuneam, că la un moment dat s-au schimbat lucrurile și mi se pare că dacă stai să citești capitolul până la sfârșit, el detaliază destul de clar modul în care s-a făcut transformarea. Ce nu mi se pare complet, și mi se pare oarecum o raționalizare așa post-factum, asta că conservatorii au înțeles că trebuie să accepte nu știu ce și nu știu cum, puțină revoluție industrială, puțină vocea poporului, puțin așa, dar că își dau seama că ei trebuie să facă în așa fel încât să le dea poporului sau să țină poporul pe direcția pe care o vor ei. Asta mi se pare că e un pic de bias de privit la istorie printr-o lentilă recentă, în sensul că acest lucru se întâmplă în general după primul război mondial. Dar acolo, ăla e momentul în care propaganda efectiv începe să slujească în direcția politicului.
Și ce nu trebuie oarecum supraestimat este mentalitatea individului dinainte de primul război mondial. Da? El spune la un moment dat că, domne, ăștia toți vreau libertate sau vreau și tu ai spus chestia asta. Dar nu e așa. Adică ei nu au fost cum să spun, nu au fost îndoctrinați. Nu au fost îndoctrinați să slăvească statul în mod expres prin propagandă. Și pur și simplu a existat, cel puțin în Europa, mai puțin în state, pentru acolo nu s-a creat tradiția asta, că ne întoarcem și la ideea de ce a fost ușor să instaureze regimul ăsta. În Europa a existat o lungă tradiție, să-i spunem, nu știu dacă îi spunem monarhie, îi spunem imperialistă, îi spunem, dar în care omul de rând se identifica, poate că s-a dus prin biserică, poate că s-a dus prin altceva, dar ideea e că, uite, în primul război mondial, am văzut astăzi un videoclip despre o luptă navală de pe lângă insulele Falkland, în care s-au scufundat practic cu marina expediționară germană pe care războiul a prins-o plecată din port, amiralul von Speer, și cu grupul lui de luptă s-au dus acolo, au căzut într-o capcană, nu știu ce, schimb de focuri, bătaie. Ok, dom'le, nemții n-au avut nicio șansă în bătaia asta. Erau complet depășiți și au scufundat toate navele, dar absolut toate navele, da? Oamenii de rând, mateloții, da? S-au aliniat pe punte, când nava era în flutter și se scufunda, s-au aliniat pe punte și au strigat de 3 ori în favoarea Kaiserului, slavă Kaiserului, înainte să sară în apă. Da? Și da. Oamenii ăștia vreau să spun că nu-i propagandiza niciun partid politic, nu le sufla în fund Kaiser. Ea nu s-au dus acolo pentru că le dădea educație gratuită și pensie și faimoasele reforme la care ne... Nu, chiar a existat în cultura socială o chestie împământenită din dreptul ăsta. Da, nu e capitalism în sensul că dacă ăla nu vrea să lupte, nu cred eu că erai lăsat în pace. A, da. Adică aveai presiunea asta și ca ăla să se ducă, totuși se lucrea niște la clar propaganda. Clar că existau și oameni care nu vreau să lupte și așa mai departe la vremea respectivă. Dar ce vreau să spun este că erau oameni convinși de chestia asta și nu erau convinși în sensul în care poate privim acum, adică privim câtă propaganda ar trebui să fie vărsată pe canale oficiale, știi, prin... Ăștia nu erau oameni educați în să spunem, în nebunia asta. De fapt, nebunia asta era un patriotism dus la extrem și identificarea omului respectiv cu națiunea și națiunea cu conducătorul. Nu, libertarii nu au o problemă nici măcar cu asta, știi? Faptul că oamenii pot fi patrioți, pot fi oamenii patrioți în anul capitalism, da, pot fi patrioți, pot avea atașamente etnice. Poate să simtă mândru că e român, deci nu e o problemă cu asta. Iar chestia asta cu... Nu, statul bagă bani în propagandă, pentru că trebuie să bagi în arme dacă nu bagă în propagandă. Poți spune că asta, aia conservatoare nu era asta de puternic. Asta spun că asta face astăzi, cu siguranță. Din păcate, că așa. Nu știu ce măsură face atunci pentru că propaganda, pentru că propaganda ca știință în sine a apărut în timp primului război mondial. Atunci când războiul Referenția, a fost atât meta-analiza propagandei a apărut atunci când războiul a fost atât de puternic, da, încât ororile războiului ar fi putut să-i scoată pe oameni din transa asta. Vezi că în Rusia școala de stat a început după Napoleon. Deci, după războiul, da, 1810-1815, da.
Deci, chiar și înainte de... Eu a fost primit. Nu te gândi că, domnule, nu existau școli de stat, gata, n-am existat o altă. Cum să nu există? Făceau altă. Prin biserici, prin nu știu ce, prin diverse chestii, deci nu era... Asta. E ca și cum ai zice, a, păi înainte de internet, aia la ce se uitau? Păi nu știu, aveau circa, aveau nu știu ce, deci... Eu asta spun că atunci când te gândești, aia nu era neapărat propagandă. Este propagandă, dar era tradiție. Da. Era o propagandă care venea din... Deci știam dacă am abolit acum Sfântul de Stat cu educație, tot am avea niște probleme de schimbarea mentalităților, pentru că lucrurile pot să îngeșează alte canale. Uite, nu știu dacă v-ați uitat pe o carte a lui Hesley, Timpul, The Time, You Run Back, nu știu ceva de genul ăsta. E un cărțoi. Se vrea un fel de Orwell, normal, nu era fel de talentat ca Orwell, dar ideea e că fiul dictatorului e liberat, e libertarian, știi? Și vrea să dea totul înapoi, știi? Și lumea era atât de internalizată atât de mult, de exemplu, zicea, uite, nu trebuie să turnați, plecați, se duce o șurma. Deci erau atât de terminați de internalizată atât de mult. Da, da. Păi da, da, la o adică poți să, uite, ai oameni care toarnă și astăzi din propria inițiativă. Ai avut o pandemie. Da, că pandemia a scos la iveală lucruri pe care multe nu știa despre. El o valorizează ca fiind și Arafat, da, recomandări de astea. Știi, se zice, părăți nu știu ce, știi. Îi zic că e bine, ca și cum ai raporta un viol, știi, sau, înțelegi? Că niciun libertar, n-are un problem cu cineva care raportează o primă, sau. Problema e că aici e o, na, e o chestie totalitară, deci n-avem ce să apărăm. Gândește-te la soldații ăia, uite, care vezi și prin filme, deci, sau texani, sau... Ea cred, nu e... Eu de-aia am și o problemă cu termenul propagandă, știi, care... Sau manipulare, știi, are chestia asta negativă, că încerci cu orpele și nu știu. Adică aș folosi termenul ăsta când spunea Stalin, producția la hectar e de nu știu câți, scria, care clar e o chestie falsă, știi, și intenția era aia, de a minți. Dar așa lumea chiar e convinsă. Bine, există argumente că Stalin nu e, altcineva scria chestiile astea tocmai ca să nu fie căsătit de... De aparatul de represie. Oamenii înțeleg și sincer am anumite lucruri, adică nu trebuie să te gândești tot timpul pe cineva. Vorbeam și cu Gabi, da, tocmai asta spun, exact asta încerc și eu să spun. Că Rothbard spune, da, că după șocul ăsta al revoluției și a ideilor de libertate, domne, toată lumea își dorea libertate pentru că toată lumea a vrut asta și mari jucători, da, feudalii, regii, și așa mai departe, ei și-au schimbat mesajul ca să recapteze oamenii și să-i aducă. De ce nu au făcut asta? Păi nu. Eu cred că marea lor majoritate credeau sincer în asta. Asta e chestia. Cine? Care e marea? Marea majoritate a oamenilor credeau sincer în chestia asta. Vorba aia, ai și exemplul ăla contra-revoluție din Vand, nu? Armata țăranilor din Vande, care s-au ridicat niște țărani, efectiv, în timpul Revoluției franceze, s-au ridicat niște țărani, da? Nu i-au mobilizat nimeni, nu aveau general, nu aveau oameni din armata regală franceză și ei între ei s-au ridicat să se bată cu revoluționarii, ca să pună atitudinile anti-restricții, care sunt majoritare acum, știi? E clar că aceste atitudini, cine a format aceste atitudini anti-restricții? În mod sigur nu le-au format oamenii care, sau exclusiv oamenii care au fost pe față, noi, nu știu, nu știu ani și nu știu cine și... Atât de mult? Nu știu, dar și ea a jucat un rol. Adică, poate e ceva și multă lume, poate e ceva și de feeling al omului că îl tași pe cap, știi? Deci nu trebuie să mă pe tine sau pe Rothbard că zice de libertate, că vezi că mă calc. Da, dar din nou, majoritatea. Da, problema era unde stă majoritatea. Eu asta aici am gândit să cred că e puțin prea optimist atunci când privește la trecut cu lentilele astea. Mă, erau mai liberal ca alții, să zic așa, știi, dar compar cu România și cu America de atunci, da, erau mai liberale, știi. Poate și în termen absolut, nu știu, erau... Deci mare parte din populație chiar nu vrea să limiteze statul. Era de acord, era... În 1800, când te duceai prin Balcani
și întrebai pe cineva, dar tu ce ești? Lumea spunea creștin, evreu, musulman, cam astea. A venit pașoptismul la noi, a trecut timpul, ce? De-abia, deci, sute, zeci de ani, sute de ani, lumea acum, când întreb ce este, nu mai spune că sunt creștin. Spune că e român, e ungur, e sârb și așa mai departe. Deci, ideea asta de naționalitate, dumneavoastră, eu sunt aparținut unui popor, este ca urmare a unor intelectuali de la Revoluția franceză care au gândit, au scris cărți, după aia au venit alții care l-au diseminat și așa mai departe, astfel încât acum... Nu, dar tind să cred că are și Vali dreptate, în sensul că... Bă, deci dacă, vorbeam, dacă ea sunt pe bună liberal, nu-i prosește Obama. Pune eticheta liberal și e gata, se mută ca uile. Înțelegi? Dacă ea chiar sunt liberal. Pentru că nu așa reacționează liberal, știi? Așa. Deci liberalii clasici din America vin liberali la ei și resping, nu peste socialiști, nu discutăm cu ei. Dacă populația din timpul Revoluției chiar era cum sunt libertarienii azi, să zicem, deci nu-i prostea așa ușor. E clar că a fost o chestie, nu știu. E, asta e cealaltă, celălalt punct de vedere asupra Revoluției. Nu erau atât de liberali, știi, adică... au fost pur și simplu, de gest, a fost o mare parte și asta e cealaltă perspectivă asupra Revoluției, în sensul că vreo 20% erau chiar porniți, hărtăniți să se bată cu, cu englezii. Vreo 20% au zis, băi, noi nu ne luăm ca trafus să le plecăm în Canada, nu vrem să mai stăm cu voi aici. Și restul, da, 20-60% au zis, e ce-o fi, de just followers, they go, merg și ei unde da, merge turma. Followers și ea se mută la ideologie, deci dacă noi luăm o văzătoare din leader și facem un ăsta ideologic, o să vezi că e social-democrat. Vrei școală de stat, vrei nu știu. Asta nu înseamnă că e familiarizată cu Keynes, cu Rothbard și știi. Înțelegi? Deși fală ăia se mută. Întrebarea noastră, mă rog, era cât erau de... Cum îi mutăm sau cât erau ei în sine de... Uite că au susținut, pot spune că... Da, mă, răspuns poate fi că nu erau atât de mult. Că de-aia nici n-au rezistat. Posibil. Pentru că dacă erau pe bună, rezistau. Deci America rămânea cum e în imaginația conservatoare, știi? Trecea și de New Deal, trecea prin tot. Uite la cultura despre stat a omului obișnuit. Uite la oamenii care ies în stradă să ceară de la guvern pensii, salarii, contracte ale fabricii de unde sunt ei ca să nu dea valime și mai departe. Deci oamenii văd în stat rezolvarea unor probleme. Deci, au această cultură a statului care îi scapă de probleme. Aici trebuie să te întreb, te referi la România sau te referi la afară? Pentru că e cu duși și întors. Că afară, aia care ies în general din domenii care sunt hiper-ultra-reglementate de stat. Cum ar fi agricultura. Da? Deci, și sunt nu numai hiperutragon, sunt și ținute artificial în viață, de exemplu, agricultura în aproape țările din lume este foarte... Hipsterimea are alte probleme. Hipsterimea este că Black Lives Matter sau altceva. Nu vrea doar. Studenții în Franța... Cere să-i anulezi împrumutul, cere chestii, cere pijamale, deci nu e chiar așa. Nu cer doar fermierii. Nu, stai că nu sunt. Cum să nu ceară? Diferența între românii este aia cer un iPhone și românul cer. Nu pot să spun că țin minte. Nu vreau Obamacare. Nu pot să spun că țin minte, el vrea Obamacare, dar nu pot să spun că țin minte vreun meeting, da? Spontan sau măcar organizat de ONG-uri, nu de sindicate, în care au ieșit studenții să ceară ceva. Singurul de genul ăsta. Singurele de genul ăsta au fost alea de pe gun control de acum câțiva ani când a fost când s-au împușcat aia în Florida. Deci alea cu Austria și cum știu, 10 ani. Occupy Wall Street. Occupy Wall Street. Nu erau pe motive sociale, economice, să ne dea, să ne... Occupy Wall Street a fost... Tu poate ai dreptate că... A fost extraordinar de... Ele fiind ONG-uri de stat, normal că nu mai sunt spontane, dar terminat. Nu zic în ideea asta. Occupy Wall Street a fost extraordinar de confuz, în sensul că nici ei n-au știut ce vor și până la urmă a ieșit un talmeș-palmeș de acolo.
Adică sunt oameni care au fost la Occupy Wall Street, deci, care sunt libertariene astăzi, și sunt oameni care au fost la Occupy Wall Street, doi oameni. Care sunt astăzi ultra hipersocialiști. Nu, dar și atunci, uite, și dacă intri pe pagina lor de Facebook, la fel sunt. Au chestii gen Danny Sanders, știi, programul Sanders. Deci nu pot pune că nu cer chestii. Hai să vedem cu cultura asta, deci a omului de rând care vede în stat rezolvarea problemelor și nu poate să gândească diferit în sensul că bine, hai să facem ceva paralel. Să nu apărezi. Da, ai asta deja. Nu, ai pentru că nici nu te lasă. Ce poți face pensii? Te lasă 1% la procedură. Da, nu, lasă 1%. Să faci pur și simplu pentru pensii în cazul ăsta. Nu te lasă. Complet, ba da, faci să facem armată. Hai să facem armată. Armată nu, dar pensii da. Ai voie pensii? Dar poți să faci un sistem din ăsta în care contribui. Și eu îți fac o... Nu știu dacă nu e... Și nu se consideră că e un serviciu și nu se consideră că trebuie să... Bă, da, e voluntar, da. Un depozit, da, da. Păi da, dar nu stasează gains-urile. Dacă ți-e bani pe YouTube, pe te lasă sau nu te lasă? Nu te lasă. Pe asta era discuția. Ah, tu zici că te lasă? Te lasă, da. Te taxează, da. Păi asta se consideră că te lasă? Da, în sensul că n-ai treabă cu ăsta de stat, îți faci separat, nu? Da. Adică așa mai face, da. Adică fii atent, cel puțin te lasă. Da, nu. La armată nici măcar nu te lasă. Stai așa. Asta trebuie să spui că poți să nu contribui cu nimic la sistemul de plăsit. Nu, deci nu te lasă. Ba da, faci pe bani. Ba da, faci separat. E banii care îți rămân după ce te taxează. Pe asta zic, lasă că unul la mână că te taxează, doi la mână că nu ți-l acceptă ca substitut. Da. Da, în sensul ăsta, da, dar Gabi nu se referă. Tu consideri că e substitut. Gabi nu se referă în sensul ăsta. Păi tu consideri că e substitut, că tu poți să le iei în continuare pe amândouă când ești la pensie, nu? Da. Da, da, eu nu știu. Se numește ceva special, da? Păi te lasă ca și în educație, te lasă să te duci la o grădință, înțelegi? Nu interzis. La armate ești interzis, deci nu doar că... Da, la armate ești interzis. Nu ai să faci la armate. Uite, eu aș discuta asta două de strategie, că tot vorbim de declinul. Deci gradualismul și... Cred că e un factor special pe strategie. E la final. Așa. Și ăsta poate fi asimilat. Asta spune și el, că zice că ne întoarcem la strategie. Nu, dar puteam discuta. Adică e corect argumentul cu vitalismul, de exemplu. Uite, ați mărânat la o clipă că... Dom'le, de ce ar fi acele consecințe din calculul utilității? De ce ar fi materiale? De ce ar fi pe termen scurt? De ce nu pot fi spirituale și pe termen lung? De ce nu pot fi chestii de genul validez drepturi naturale? Pentru că așa rezultă consecințe care îi plac lui Dumnezeu. Asta e o chestie spirituală, înțelegi? Nu o consecință materială. O consecință materială ar fi argumentele economice standard pentru capitalism. Nu, scazi prețurile și crezi salarii. Nu, apoi o chestie spirituală. Dacă noi ne organizăm așa, îi place lui Dumnezeu chestia. Asta e consecință. Cum o verifici? Ajutorarea săracilor. Da, vreau să zic că nu trebuie să rămâi la chestia materială, știi? Păi da, nu contează, chiar dacă nu rămâi la chestia materială. Da, eu vreau să conving oameni. 85% sunt religioși, știi? Deci, eu vreau să conving oameni. Întrebarea e cât merge ca strategie, ca asta e discuția. Discuția nu e dacă există sau nu Dumnezeu. Atâta vreme de publicarea. Deci, tocmai asta încerc să spun, că depinde de altceva. Da? Dacă metoda de convingere presupune că mai întâi tu să crezi că albastru e gustos, da? Și după aia utilitarian vorbind, credem în drepturi naturale pentru că albastru e gustos, da? Dacă la un moment dat albastru nostru se mai pare gustos, da, s-a dus absolut tot ce ai construit pe tema asta. Și oricum e un non-secretar. Nu, e o discuție de strategie și de ce merge. Știi? Eu văd că majoritatea oamenilor sunt religioși, deduc acele consecințe, știi că așa. Sunt compatibile cu voința lui Dumnezeu. Păi, dar majoritatea oamenilor sunt socialiști. Diseminez o... Doar ce ai terminat să-mi spui, dacă îi convingeai, asta era ideea. Făceai strategie, diseminează un mesaj, foloseai chestia asta în acel mesaj. Da. Uite, acum vorbesc cu oamenii religioși și oamenii religioși ce spun? Libertarienii sunt materiali, nu-i interesează. Ce faci tu în felul ăsta este să le creezi o disonanță cognitivă, în sensul că ei, dacă majoritatea oamenilor sunt religioși și majoritatea oamenilor sunt
socialiști și ai un religios și un care deci este, tu când convingi și pe cine, ai unul care tu este când convingi pe cineva ce faci, nu e un conflict? De orice îi convinge pe lumea asta. Lorea nu-i place înghețata și nu vrei să-l convingi. Da, da, poți să mergi să zicem. Să mănânci înghețata. Da, da, diferența e atunci când... Nu e nicio diferență. Ba da, diferența este că atunci când încerci să convingi de la ceva deontologic, da, e reproductibil. Păi și aia era o chestie deontologică. Ce? Vegetarianismul nu e deontologic. Ba da, pe asta, ăsta e argumentul meu. Era o chestie morală, spirituală, nu era o chestie doar de calcul minor de utilitate, știi? Deci acuza la libertarianism era să despre materialism nu mă interesează. Ori tu ziceai, nu, dacă noi ne organizăm așa, e chestie plăcutării Dumnezeu, știi? We are doing Lord work. Înțelegi? Și oamenii religioși devin interesați. Sau dacă tu îi spui, uite, suntem în competiție cu conservatorii, știi? Noi avem principiul non-agresiunii, ei au principiul agresiunii pe anumite chestii, știi? Adică cred în drepturi naturale, dar nu prea mereu, știi? Că merg cu dublu standard. Statul are voie să facă niște chestii pe care oamenii obișnuiți n-au voie să le facă. Pe cine ar susține Iisus? Pe unii care aderă la principiul non-agresiunii, pe bune și serios, sau pe unii care ar accepta agresiunea statului? Și noi vorbim cu oamenii religioși. Nu știu. Nu mă pricep la teologie. Hai să ne uităm la filmul Zefirii, să vedem pe cine ar susține mai degrabă Iisus. Pe unii care dau cu bombe sau pe unii care spun nu e ok să luăm în copiii lor, așa? Nu, bine, este că e posibil ca, mergând pe... Înțeles, nu? Argumentul. Adică aveai și, și fii atent și pe chestia cu, scuze, și pe chestia cu săraci la fel puteai spune, că e o chestie morală, știi, după cum ajut săraci. Ajut săraci, deci în sistemul meu, un sărac din viața, o duce mai bine. Unul care merge cu ziua, înțeles, și aici e o discuție morală, nu e o chestie de-asta de... cresc salariile și nu știu ce, nu e mai mult de atât, știi? După cum ajut oamenii mai mulți. Da. Dar să nu... Mi se pare că creăm confuzii dacă mergem pe ce spui tu, în sensul că dacă la oameni religioși apelăm cu, la mesaje religioase, la socialiști mergem cu mesaje socialiste, în sensul că ne vom avea mai multe lucruri de muncă dacă... Ceea ce e adevărat, dar mă rog. E foarte... Da, e... E așa fel, așa. Da. Da, da. Păi, da. Nu, deci așa funcționează convingerea, mai că nu se convinge. De fapt, sunt două lucruri. Fie se mută direct la valorile tale, da. Se mută direct. El nu s-a gândit la libertate pe bune. Și deci, te rog, bă, îmi place. E un adevăr, cum zice aia în declarația de independență, auto-evident, e self-evident. Da. Și altul poate fi să iei anumite scopuri. Ok, tu ce vrei? Păi vreau să nu mai... să scad violența domestică. Păi, uite, la capitalism, mai poliție, mai eficientă, mai nu știu ce. Știi. Da, da, da. Dar uite, în sensul ăsta, tu îți spui cu libertatea fiind responsabilități. E posibil să mori de foame sau să faci foamea ani de zile. Nimeni nu-ți garantează nimic. Adică un mesaj de asta mai dur. Sau, zice-ne, că nimeni nu poate să garanteze nimic, că se vor crea multe lucruri de muncă într-o societate anume, anarhocapitalistă, știi? Și să-i spui mesajul ăsta, ăla vede că nu e așa, să zicem, sau la prima lună fără job, zice, păi era mai bine înainte, nu stă să aștepte, se simte fentat, mințit și da, da, greșeala, fără mesaj. E greșeala la lui și parțial și greșeala ta, dacă tu îi spui imediat după o citat de comunismul, va fi bine, știi? Unele pot fi adevărate, în sensul că alea de pâine apartea imediat, știi? Deci sigur o să ai în a doua zi mai multă pâine, știi? Dar trebuie să-i explici că sunt chestii dureroase, nu e vina noastră. Când am făcut noi comunismul, știi? Deci noi ieșim, a picat un meteorit și noi încercăm să reparăm acum. Deci, da, da, da. Fii atent că asta și pe discuția cu ce zic conservatorii, ce reproșează libertarii, când ai un război de atac ăia, știi? Da. L-ai forțat, uite, Valin nu vrea să lupte. L-ai forțat, știi, să lupte? Poliția libertarie? Nu, niciodată nu aș forța. A, pe uite, ești nerealist, ești nu știu ce, vine Putin, e o mare, nu știu. Înțeleg? Și răspunsul nostru a trebuit să fie exact ca la salvatul de vieți și domnul poate stă. Bine, aici răspunsul nostru ar trebui să fie, aș zice, din punctul... N-am trăit o situație, n-am trăit o situație. Este ce... Deci n-avem armate private pentru că tu ai votat tot armate private. Că ăștia au luat mișto libertarieni, știi? Când se duc ăștia cu NAP-ul prin Ucraina, să nu știu ce... Și nu știu, mai vorbeam și cu oameni pe chat, domnule, deci că ai votat toată viața împotriva pantofilor privați și pe aia fii și zici, dar nu văd pantofii privați.
Te-ai înfutat tot timpul. Deci eu tot timpul susțin, dacă avem patru privați, o fi mai bine. Nu, tu și cu o majoritate m-ați pus în situația asta, știi? În care eu nu aleg. Și el zice, a, tu ești de bine. Nu, nu știu de bine. Dacă mă sequestrează un psihopat și, nu știu, nu mai mănânc macaroane, nu e bine. Înțelegi? E bine psihopat, e bine sequestrat. Da. O, zi, scuze că te-am întrebat. Nu, e ok. Mi-am întrebat notițele care le-am avut. Mai ceva pe acolo? Nu. Aș fi vrut să mai discutăm un pic, dacă se poate, despre ideea asta a socialismului, știi? Prima oară când am citit cartea, mi s-a părut așa un pic strident cum caracterizează el. Adică mi s-a părut că poate și pentru că era o perspectivă nouă, poate și pentru că era o perspectivă atât de diferită de ce eram eu obișnuit, dar mi s-a părut foarte strident faptul că el se focusa foarte mult pe conservator. Iar socialismul l-a dat așa, ca o chestie care e un curent confuz și plăpând și pueril și ceea ce este, da, este extrem de simplist și inconsecvent, dar totuși, ținând cont că astăzi hidra cu care ne batem este de natură socialistă și tehnocrată, și chiar și el la un moment dat spune că socialismul a început să evolueze într-un, să vină cu tehnocrația. Da, el a scuzat că nu, erau socialiști, apar mai târziu. Asta ar fi explicația. Dacă el îți discută secolul 18-19, păi, socialiștii din putere și la sfârșitul secolului 19. Până atunci ei se băteau cu... La 1970 erau un socialist în America? Era o forță socialistă în America? Când a apărut Partidul Libertarian? Păi da, putem de spune că... Devine folosit termenul socialist așa, socialismul există dintotdeauna. Putem spune că, de exemplu, de la Lyndon Johnson încoace, da, democrații au fost pur. Pur socialism. Bine, despre New Deal, ce să mai zice? Da. Că și ăsta e la fel. Nu, dar înțelege argumentul. Adică studiind chestiile alea de secol 18, nu știu ce, început de secol 19, încă nu era tare. Deci, da, așa, știu, dar tot mi se pare un pic așa foarte caritabil, în sensul că, domnule, i-a și luat pe stânga, i-a și luat masă. Nu, dar clinică pe socialiști. Spune că nu sunt cu adevărat radicali. Spune chestia asta. Și uite, asta e interesantă, nu știu dacă m-a spus-o la cineva, că na, da, e rog. Socialismul e o chestie confuză care are scopuri liberale și mijloace conservatoare. Da. În sensul ăla vechi, știi? Da. Adică obținem libertatea prin mijloace etatiste. Da, păi și de asta este și... Crește în standard de viață și toate alea, știi? Prin mijloace coercitive. Bătăile pot continua până se îmbunătățește moral. Discutam noi înainte să începem să filmăm. Ne reproșeam să iau mereu de postoare. Deci conflictul ăsta între tradiție și niște principii abstracte. Dacă te gândești la consecvența față de tradiție, libertarienii sunt numai consecvențe. Dacă compari pe Europa cu nu știu cine, un loc sau cu nu știu ce, continuitatea e foarte mare. O, dacă ei niște conservatori din secolul 20, cu aia vechi, te sperie, adică ai discontinuitate. Nu se respectă tradiția conservatoare, aia vechiului regim. De nestri și cu nu știu ce, și cu absolutisme. Cu... Mă rog, nu? Mi se pare, dar nu știu dacă știi de ce? Adică este mai tradiționalism, nu? Ca să zic așa, știi, chiar dacă nu eu. Crezi că conservatorii vechi erau obișnuiți cu o structură ierarhică. Așa era curentul cultural, se pare, de la Aristotel. Și ei, domne, noi știm ce e bine și deci să punem binele, noi că știm ce e bine, cu forța, sus. Are niște valori, un set de valori, da? Nu vine orice țăran, chiar dacă e popular, să zicem, cu o carte pe care o scrie în balada... Așa, Mioriței? Mioriței? Balada Băncii Centrale, așa? Da, noi știm care sunt valorile, dar punem aici... Oricum, tu ai o problemă cu coerciția, nu cu ierarhia. Da. Asta erau conservatorii de atunci, vechi.
Da? Pentru că ei știau ce e bine și puneau ordine... Parțianța mai pe stradă. Și acum la fel, da? Și noi știm ce e bine, nu? Dar problema e așa cum spuneai Gosele, era coerciția. Da, da, da. Nu folosești. Coerciția. Frica conservatorilor, când zicem libertarismul, mă rog, ocupa România, se poate să avem libertin, deci moravuri ușoare, peste tot, chiar dacă e victimless și sunt, voi, ce s-a întâmplat? Mai bine o forță de fier care să pune în valorile cum trebuie, cum știm noi. Mai țin minte argumentul ăsta adus de Vlad Topan, că dacă e oameni vicioși, îți spică libertarianismul, nu mai ține, știi? E o discuție, tu cum vezi? E o discuție aici și cred că se întoarce la ce vorbeam mai devreme. Ai nevoie, da, de o cultură. Nu, și, cultura, și cultura asta aia, da, s-ar putea să nu fie compatibilă. S-ar putea. Da? Nu poți să știi, dar pentru, de ce spun asta? Pentru că, teoretic, atunci când ai un viciu, da? Ai, se manifestă o preferință de timp imediat. Da? Și o preferință de timp și o preferință personală, da? Nu neapărat una care se sacrifică pentru păstrarea unui sistem sau pentru. Și de asta e posibil să fie. Bine, e doar la nivel intuitiv, n-ai de unde să știi. Întrebarea e dacă ăla care e atât de vicios se drogează, se nu știu ce, va tinde să renunțe. E renunțel. Celălalt, dacă nu renunță, el e cum eu. Asta mai zic de discuția economică, concur prețurile la heroină. Evident, și nu o să mai atâtea. Evident. Nu, e greu de crezut. Adică, ideea este că nu știi... Deci cedează, se pare că cedează. Ăla sigur nu-ți va, nu-ți va apăra sistemul. Da? Întrebarea este dacă îl va apăra pe celălalt, dacă va participa la revoluția etatistă. Da. Asta nu am de unde să știu. Pe de altă parte, ai o societate întreagă astăzi, da, care este viciată, în sensul că este dependentă, o dependență aproape fizică, da, de banii fiat. Ce e asta? Nu, eu zic că e totuși o discuție asta, dacă e vicios și chiar... Eu zic că nu. Chiar ce refund altă discuție și numărul lor, știi? Nu, că un conservator vorbesc ca și cum dacă legalizăm mâine heroină, gata. Nu, crimul, 100%. Deci numărul de omega mâine numai nu se opune. Nu, știi? Și e clar că nu e așa. Dacă nu va fi așa. Dar chiar și ea, să zicem, care se drogează sistematic, de ce îi crede că devine rău, știi, devine... Nu e... Asta tu poți să... crezi că devine rău, poate pentru că ești tu însăți nesigur de tine, de cum ai reacționat la tentație, știi? Cum e? De că cedând mai repede sau? Nu știu, nu-mi dau seama. Dar sigur nu i-aș vedea apărând. Uite, asta a fost și Dumnezeu, de exemplu. Să-i las pe oameni liberi, cu liber arbitru sau să... Totuși. Nu, da, am tind să simpatizez. Îi las chiar dacă mănâncă din mărul ăla. Eu tindeam să simpatizez cu Vlad. Deci, eu tindeam să simpatizez cu Vlad. Valoarea libertății este peste orice altă valoare. De bine. El zice, ăla fiind un om vicios, nu, renunță. Da, bine, dar să nu se înțeleagă chestia asta. Că aș fi pentru coerciția sau interdicția. Dar cum o să fie? Ideea este că nu poți să știi, dacă s-ar susține. Nu mă interesează consecințele. Te interesează consecințele pe termen lung, pentru că dacă ai de ales între libertarianism mâine, fără să schimbi filozofia, direct, se abolește statul, nu mai există, fără să schimb filozofia oamenilor, sau un libertarianism la care ajungem cu oamenii cu filozofia schimbată, ai alege libertarianismul ăla de mâine? Da. Rău, mă, să zici că mâine, da? Cu aia e pastă bostă. Chiar dacă... E că la abolirea se vrea. Chiar dacă cădem în haos. Da. Am fi utilitarist, dar... Interesant. Păi, asta e discuția și cu Putin, știi? Îl obligi sau nu îl obligi? Dacă te obligi să lupți, da, poate să vând de Putin, știi? Răspunsul e libertarian, nu, nu îl oblig. Păi ne omoară Putin, să nu omoară. Deci nu trec
Nu călca pe mine, știi? Dar argumentul meu acolo era că voi ne-ați adus în situația asta. Înțelegi? Voi ne-ați adus, voi ați susținut armata de stat. Da. Poate noi aveam chestii mai tari azi. Poate rezista mai mult, poate, nu știu, ne coagulam altfel, știi? Nu intervine NATO, aveam 5 NATO, știi? Înțelegi? Nu intervin 3 din alea NATO, intervin celelalte 2, știi? Anarhul capitalism, mai mult centri, știi? De tai 3 apar. Plus că eu am credința asta, că dacă îl lași oamenii liberi, dispare statul, nu pot să zic dacă într-un an sau într-o săteană, dar lucrurile vor deveni mai bune, pur și simplu. Ca la pâine. Ca la pâine, chiar dacă n-ai, nu proiectezi, uite, sectorul 3 să apară de aia turcească, nu știu ce. Nu, apară, spontan. Spontan înseamnă de planuri private. Poate nu pare bine. Dar e acolo, interesant, dar... totuși, nesiguranța locală, știi că... Da, e o discuție, știi, dacă la... Ce, dacă e gay, înseamnă că vrea etatism imediat? Deci vrea... Ce, nu le-ați stea gay care sunt libertari aici? Nu. Oricum, stai nici pe rost să se întâmple. Nu te gândi. Asta ți-am spus, după bombă, vedem. Alte chestii la care mai mă gândeam era asta cu... Deci care e superioritatea? Rotatic critică gradualismul. Care e diferența specifică a conservatorismului ca strategie de schimbare? Gradualismul, nu? Mulți. Schimbări continuă, schimbări mici și continuă, da. Schimbări mari și discontinue, știi? N-ai schimbări radicale. Pe de altă parte, mă, dacă tu ești cu... Stai să vă vorbesc mai clar ce vreau să zic. Uite, au apărut cărți, când astea care critică modul în care inflația sau deficitul bugetar distruge cultura, știi? Te orientează pe termen scurt, mai gândești pe termen lung. Adică ți alterează realmente cultura. Buchanan. Huseman, știi, inflația cum distruge cultura, știi, devii interesat de consum, nu de economisie. Ok. Înțelegi? Distruge cultura, știi? Problema e de ce conservatorii sunt orientați pe termen scurt, totuși, știi? Adică nu știu mai o filozofie de asta. Pentru că... Care e și religioasă, unde Domnul așa a zis Dumnezeu, pentru, de ce nu... Pentru că joacă în apărare. Da. Nu joacă în atac. Răspunsul e joacă în apărare și atunci ți se pare că sunt orientați pe anul pentru că ei vor să prezerve ceea ce există deja. Deci sunt de altceva. Știi, dacă lumea e într-o continuă schimbare, știi, tu să... Da. Adică este de... e sinucigat. Asta, asta, da, de asta merg ei, da. Deci, de, Obama, dacă le aruncă un os, când a făcut Obama chiar, domne, vă mai las cu ori cu avorturile, ori cu chestii mai restrictive pentru ghii sau... Da, mergem, votăm Obamacare și dacă e în favoarea noastră pe chestiile astea. O chestie mică, probabil, sau asociațiile care aplică și legislează la noi, ok, le scutim sau cum. Da. Asta e neapărat. Da, întrebarea e de ce nu e câștigătoare pe termen lung, pentru că pe termen scurt ai niște câștiguri, știi? Adică poți... Pentru că lupta se duce în... conflictul între viziuni. În, da, la nivelul ideilor și... Și o viziune, nu poți spune că și agenda progresivistă avansează cu fiecare mormântare conservatoare care se petrece. Ca să parafrazez ideea cu știința. Da? Nu, da, cum înțelege obiecția mea cu domnule, de ce totuși gândești pe termen scurt? Știi? Deci cum ar suna atunci o ofensivă conservatoare, adică să nu se gândească pe termen lung? Cum ar... Să vorbești de statul minim. Deci dacă tu faci exact ce facem noi, știi? Abolirea statului este... Este frică, mă, adică... Nu, dar nu câștigi, știi? Le fiind de... Da, dar tu nu ai alegeri de câștigat, eu nu vorbesc acum de aia care sunt politicieni. Nu le-ai frică. De conservatorii... Și ăștia din podcast-ul, și ăștia din... De extremist. Dar că ăștia îi arată, domne, vorbești așa de 50 de ani, ai poziții de extremă dreapta, ești mai puțin și ești... Și ce zice, auzi? Are un post, neapărat să-l ascultați, Tomul dezlănțuit, the trouble with conservative, ceva de genul ăsta, și exact asta era obiecția, știi? Au preluat the language of the enemy, știi? Cum ești enemy, vrei să fii respectabil, vrei să fii...
New York Times să te perceapă ca fiind rezonabil, știi? Da, da. Și unul zicea, nu, nu am de responsabil, știi, de nu. Bun. Ne-am luat un mare de conservator pentru că și capitolul în sine și a fost asta, da, salade. Următoarele capitole vor trata alternativele la așa zisele servicii oferite de stat în tot felul de alte domenii și mai ales cum ar exista, cum s-ar putea oferi ele într-o lume lipsită de stat. Vă invităm, dacă v-a plăcut videoul, să dați un like, un share, dacă credeți că altcineva are de câștigat de pe tema asta. Gabi, Rostel, eu am fost Valentin Baceanu. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!